România celebrează Marea Unire din 1918. În ultimele decenii, sărbătoarea oficială a insistat asupra unirii cu Transilvania. Însă în perioada interbelică, românii sărbătoreau la 1 decembrie Marea Victorie din Primul Război Mondial, victorie care a dus la unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu Regatul României. Iar tonul unirii a fost dat în Basarabia pe 27 martie, urmăriți la Digi24 povestea acelor vremuri. Cedată în 1812, Basarabia a fost timp de peste 100 de ani gubernie rusească, partea unui stat autocrat. Mișcarea națională de peste Prut nu a ratat ocazia oferită la începutul lui 1918 de faptul că noua putere sovietică se concentra asupra păstrării controlului la centru. Oarecum scăpată din vedere, Basarabia s-a întors acasă. Unul din primele efecte ale ruperii Basarabiei de Moldova istorică a fost migrația țăranilor români din apropierea Prutului. Un exemplu este momentul octombrie 1813, când trei sate românești au traversat Prutul spre vest. Părinți, copii, bunici, cu toate bunurile, mobile și animalele din ogradă. Au imobilizat cei cinci cazaci care asigurau paza frontierei, pe acel segment de frontieră. I-au dezarmat, i-au legat fidele și i-au transferat pe malul drept. I-au repus în libertate, dar erau supravegheați din vecinătate imediată. I-au tratat foarte generos, cu mămăliguță, cu jumări, cu vin. Pe durata realizării acestei operațiuni de transferare a bunurilor mobile de pe un mal pe celălalt. Peste 130 de ani, când mulți basarabeni au încercat să se refugieze peste Prut din calea sovietizării, au fost opriți cu brutalitate, anchetați și condamnați. Cei care au izbutit totuși să fugă au fost recuperați de forțele NKVD după 1945, când și România a fost ocupată de trupele sovietice. Spre deosebire de regimul comunist, autocrația țaristă nu și-a propus vreodată să depopuleze regiuni întregi. În primele decenii ale secolului XIX, fuga țăranilor peste Prut a determinat autoritățile țariste să amâne pe moment măsurile de rusificare. După o scurtă perioadă de autonomie, Basarabia a fost alipită guvernământului general din Novorossiisk. Biserica fusese deja încorporată în 1818 Bisericii Ortodoxe Ruse de la Sankt Petersburg. De acum, administrația și judecătoriile erau în limba rusă. Dar rusificarea a avut un efect paradoxal. Zelul funcționarilor țariști de a impune populației o limbă pe care nu o cunoștea a făcut ca majoritatea românilor să nu mai apeleze la autorități. Obștile sătești erau conduse potrivit vechiului obicei al pământului. Oamenii buni și bătrâni răspundeau pentru colectarea taxelor, rezolveau diverse cauze civile, stabileau moștenirile. Când, în anii 1860, datorită politicilor luminate ale țarului Alexandru al II-lea, au fost înființate în Basarabia circa 400 de școli parohiale, proiectul nu a funcționat. Învățătorii, preoții care funcționau ca învățători și elevii, nici unii nu cunoșteau limba rusă în care autoritățile insistau să fie ținute cursurile. Abia în 1894 s-a discutat problema adoptării manualelor bilingve româno-ruse. Lipsa de educație de orice fel i-a închis pe țărani într-o limbă română arhaică și a stopat migrația firească spre mediul urban. Peste câteva decenii, componența etnică a orașelor a început să se schimbe. Fenomenul s-a accentuat pe tot parcursul secolului XIX cu urmări politice importante. În 1860, când țarul reformist Alexandru al II-lea a permis înființarea zemstvelor, adică adunărilor locale consultative, românii pierduseră complet controlul politic. Iar în 1912, între locuitorii Chișinăului, numai 17% erau români, restul erau evrei, germani, ruși, ucrainieni. Inițial, boierii au încercat să reziste, dar au fost depășiți numeric. Nobili din alte părți ale Imperiului primeau pământuri în Basarabia, iar boierii români înșiși titluri aristocratice țariste. În 1911, din 468 de familii nobiliare, numai 138 rămăseseră românești. Spre sfârșitul secolului XIX apare un fenomen nou.
tineri din vechi familii românești care acceptaseră limba rusă pentru a avea acces la educație și ascensiune socială ajung în universități țariste de prestigiu. Ori acești tineri basarabeni educați își redescoperă identitatea națională, se întorc acasă și încep să-și ceară drepturile. Mulți dintre membrii Sfatului Țării, care la 27 martie 1918 au votat unirea Basarabiei cu România, erau absolvenți ai marilor universități rusești. Această elită, formată în Rusia, dar în stil occidental, este cea care a perseverat în ideea de a înființa un partid național moldovenesc. Abia a cincea tentativă, cea din vara lui 1917, pe fondul Revoluției Democratice care avea loc în Rusia, este una de succes. Dacă la început această formațiune politică n-avea priză pe măsura așteptărilor protagoniștilor acestui proiect, ulterior ea se va impune. Dar au avut parte de o înțelepciune și de un parcurs foarte, foarte bine gândit și calculat. După 1918, prioritățile strategice ale autorităților de la București au fost securitatea și apărarea frontierei vulnerabile de pe Nistru, schimbarea ecartamentului îngust al rețelei de cale ferată cu cel de tip european pentru conectarea imediată a provinciei cu restul țării și sistemul de învățământ. Au fost înființate școli de toate gradele, licee, s-a perfecționat învățământul universitar, iar studiile în străinătate au devenit accesibile unui număr mai mare de tineri. Basarabia nu avea licee, avea niște gimnazii rusești, care în 1918 au fost transformate în licee. Și aceste licee au dat primele generații de basarabieni care erau integrate deja în sistemul românesc. Și au dat culturii române în nume mari, în literatură, în știință. A fost un succes extraordinar anume a școlii. De ce? Pentru că în Basarabia s-a reușit aducerea unor mari profesori, unor oameni foarte devotați acestei cauze a pedagogiei. Aceste noi clase educate românești aveau deja o bază economică. În ultima parte a guvernării țariste, numărul gospodăriilor țărănești mari crescuse substanțial. Tatăl basarabencei Valentina Sturza, Grigorie Scafari, a devenit parlamentar după 9 ani în care a fost primar în satul natal, Ciuciuleni. A fost ales ca deputat în Parlamentul României, a fost secretarul Partidului Liberal pe Basarabia, președinte era Ion Inculeț, ministru afacerilor interne al României, a fost decorat cu crucea de aur de către Carol al II-lea pentru deosebite lucrări chiar în comuna Ciciulii. A construit baie, școală, poduri, șosea. Din nefericire, această primă generație de basarabeni educată în România modernă sau în Occident avea să alimenteze, după 1940, gulagul.